Ai intervenit, comuniști, pentru că comenta subiectul acolo pe fundal și l-am auzit eu. Mă rog, hai să-l încheiem până la urmă, fiecare știe mai bine ce a fost în viața lui și unde trebuie să meargă. Nu suntem noi în măsură să ne judecăm unii pe ceilalți. Ai Andrei și Alexandra, duel de zile mari. De ce? Și Codruț. Ia. E Codruț pe loc. Am vrut să-l bag un pic în seamă pe Andrei, doamna Cristina, astăzi, pentru că am observat că s-a întors cu mănici în casă și nu mai prea vorbește și mă gândeam să-i dau eu un pic de atenție, că plângea după atenție. A făcut față bine de tot, ați avut un duel? Adevărat, hai că a făcut. Două ore, domnișoara Cristina. Păi de ce? Păi domnișoara Cristina, noi ori pornim, ori facem ceva, ca lumea ori facem așa de sanchi, de vrăjală să fie. Noi punem sentimente în ceea ce facem, domnișoara Cristina, și ne consumăm. Dar ce aveți voi unii cu ceilalți? Eu n-am absolut nimic, domnișoara Cristina, nu știu cine s-a luat el cu Alexandra. Eu sincer să fiu, domnișoara Cristina, nici nu mai știu ce am spus pe gură. Da, Cristina, mi-a zis aia cu Andrei că vor să ne vadă despărțiți și că ei vor să-l vadă pe Codruț fericit. Am adus aminte. Că el nu este alături de mine fericit. Domnișoara Cristina, am spus eu... Ce vreți să fac? Mi-au spus că vor să ne vadă despărțiți? Da, Codruț. Am spus eu în felul următor că de când a apărut acel băiat misterios pe nume Malone, în casa Puterea Dragostei, domnișoara Cristina, toată lumea o țin langa cu subiectul ăsta într-una, într-una. Și bă, și eu i-am zis, bă, zic, ce treabă aveți voi până la urmă? Dacă e să mă dau capută, păreți, mă dau eu. Și Andrei mi-a spus că vrea să mă vadă fericit și că, nu știu, când mă despart de Alexandra sau chestii de genul, că eu sunt pe... Noi vrei să te ajutăm. Andrei, o vrei pe Alexandra lângă Gelu, că așa-l cheamă pe băiat. Gelu-l cheamă, domnișoara Cristina. Gelu? Am auzit tot felul de variante pe aici. Gelu-l cheamă. Gelu. Dar de unde? Ta de la betonieră? De unde e ăla? Trece Milano, tăi din gură! Cristina, eu vreau să-l fă fericit pe Codruț, pentru că Codruț chiar merită. Codruț a arătat puterea dragostei. A tot încasat aici, în casa asta, tot felul de săgeți din partea Alexandrei și merită și el să fie fericit, domnișoara Cristina. Dar totodată vreau să vă fericitez și pe Alexandra, pentru că băiatul acela a spus că o vede nefericită pe Alexandra. N-am înțeles de ce o vede nefericită pe Alexandra. Probabil Alexandra îi spune acestui băiat că este nefericită lângă Codruț, că altfel nu văd de unde ar fi putut trage băiatul ăsta concluziile astea, pentru că ei aici nu prea arată. Ori, poate băiatul s-a uitat la emisiune și a văzut fața Alexandrei când se apropie Codruț de ea. Cum? Ce față are? Numai într-un zâmbet. Fața pe care o are aia, domnule, are... de obicei. Ce? Vezi, fața pe care vezi că eu râd. E sau la ter când am anunțat, uite-te la fața aia, ta cum arăți pe ecran, că săracul Codruț... Fii atentă, de când ești în emisiunea asta, nu, ok, de când ești în emisiunea asta, odată nu te-am auzit să zici, da, m-am greșit, da, m-am făcut chestia, da, am făcut, odată. Dar eu odată n-am văzut să-l joacă între aia și Andrei, despre ce vorbim, dar odată nu am văzut că se joacă, stau plângă pe canapea, amândoi, fix așa, 24 din 24, dar nu trebuie, nu trebuie, nimic. Domnișoara Cristina, domnișoara Cristina, e după ce a plecat aia în casa băieților, Andrei s-a jucat cu Mariana, nici de cum cu aia. Aoleu, adică de ce? Andrei preferă mai mult să joace cu Mariana decât cu aia. Cristina, stai puțin că Adriana, ca de fiecare dată, a fost extrem de atentă la ce ai făcut. Doamne, domnișoara Cristina, era în casa băieților. Și Andrei vorbea cu mine și cu Codruț în spate. Nu, bine, dar ce să înțeleg eu acum? Ce să înțeleg eu? Nu, eu m-am jucat cu Codruț. Acum ce să înțeleg eu? Că este războiul cuplurilor, respectiv aia Andrei și Alexandru. Doamna Cristina, nu este vorba de neapărat. Andrei, vorbeam, ți-am luat-o înainte. Lasă-mă să te ai vorbit. Respect. Hai, respect, doamna Cristina, nu este vorba de niciun război. M-au deranjat afirmațiile, de fapt nu m-au deranjat. M-au pus un pic așa pe gânduri, pentru că nu înțeleg de ce m-ar vrea pe mine despărțit de Codruț. Dacă ei, cum au despărțit, de fapt, de ce ne vrea pe noi despărțiți? Dacă ei au venit și au afirmat că mă iubește Codruț, că și eu îl iubesc pe el, că suntem împreună și suntem fericiți și așa mai... Astea sunt cuvintele lor. Ei spun acum că m-au văzut într-o zi supărată, că vezi, doamne, că eram supărată, că eram Codruț lângă mine. Dar sutele și miile de jocuri pe care noi doi le-am făcut în casă și lucrurile pe care le-au văzut, le-am făcut noi în casă, nu se mai văd? Ori vrea lucrurile să aibă totul liber către premiul pentru cuplul lui. Da, nu mă interesează, doamna Cristina. Nu ne deranjează Alexandra, Cristina. Alexandra, nu v-ați deranjat luna trecută. Dacă vine Codruț luna aceasta cu 100 de euro în loc de 50. Vin și cu două, numai să fac paranghelie aici. Mare chef ce fac.
Ți-a plăcut ce a ieșit? Nu neapărat faptul că ai câștigat premiul, ci consecințele. Păi, dar ce consecințe am avut? Că eu oricum... Discuțiile de după. Paul, care a venit, s-a văitat, ai dat doar 50 de euro. A, păi, doamna Cristina... Am zis eu așa ceva? Despre ce vorbim? Nu poni să da acum. Domnișoara Cristina, eu mă gândesc faptul că... Era ironică, Paul. Știu că n-ai luat banii. Știe toată România, toată lumea. Măcar dacă luat banii. Dar chiar îți pare rău că n-ai luat banii? Deloc. Domnișoara Cristina. Băiatul are recunoscut. Nu mai puneți întrebări de astea. Domnișoara Cristina. Și-a făcut altceva mult mai important. A câștigat mai mult. A câștigat subiecte în caz la puterea dragostei. Trebuia și asta bani. Asta urmărea. Aoleu. Asta voia el. Dar nu urmăream asta. Dar ce urmărei? Dar ce voi? N-ai zis că dacă am mai avut și tu interes. Subiectele mi le crezi eu, nu mi le crezi tu sau altcineva din casa asta. Da, domnișoara. Dacă vreau. Așa e ca Paul. Auzi, Codru, spuneai mai devreme că nu doar Aia și Andrei vă vor despărțiți, mai sunt și alte persoane. Notează. Da, domnișoara Cristina, mai sunt persoane în casa asta, de exemplu, Mariana și ea vrea să mă vadă fericită și altele. Auzi, ia stai un pic, fă-mă să înțeleg, Codru, tu crezi că Maria vrea, de fapt, ca Amira să se îndrepte către tine sau Amira își dorește lucrurile acestea? Domnișoara Cristina, habar nu am, sincer să vă spun, a fost aici azi Amira și am întrebat-o. Știi bine, bă, Amira, dacă tot, dar ce-ți place la mine? Și mi-a zis că felul tău de a fi. Uite-te la fața ei, chiar la domnișoara Cristina, chiar dacă nu pot să zic că mă interesează ceea ce vrea să facă Maria, dar nu o să iasă, pentru că dar să știe foarte bine că... Dar te interesează ce-i place Amirei la tine? Nu, era doar o curiozitate despre ce vorbim. Era aici fata cu Paul și Paul a întrebat-o, bă, dar ce-ți place la Codru sau ceva de genul? Și am întrebat-o. Păi tu ai întrebat-o. O fi făcut Maria o strategie. Da, da domnișoara Cristina, Maria le face pe toate. Deci deja e domnișoara Cristina. Da. Vă spun eu o chestie, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina, adevărul că sunt un băiat frumos. Stăteam într-o seară cu Amira. Noi nu vorbeam înainte să... Am și eu, azul meu. Sus la noi pe etaj. Și ne-a spus în felul următor, Amira. Eu oricum nu vă cred pe voi, fiindcă voi în emisiune... O să mă dați în gât, că sunteți false, sunteți false, tu și Aia. Nu, am zis că sunteți niște false toate și n-am încredere. Domnișoara Cristina! Și ulterior, răbdare, te rog. Am început noi să vorbim despre Radu. Și am întrebat-o, ție pe bune îți place de Radu? Și ea a zis că nu, nu-mi place. Și atunci de cine îți place? Și ea ne-a spus, îmi place de Codruț. Wow. Dar nu o să mă bag niciodată și nu o să fac niciodată nimic. Nu era Maria de față, ascultă-mă, nu era Maria de față, ea nu avea de unde să știe că eu sau Aia o vom întreba de cine îi place din casă. Tu chiar îl placi pe Codruț? Am zis că da, dar atâta timp cât el o să fie cu Alexandra, eu nu o să fac nimic. Asta. Dar dacă cei doi, prin absurd, s-ar despărți, tu ai vrea să te îndrepți către el? Nu există așa ceva. Asta rămâne de văzut. Doamne, mi se face rău, domnișoara, când aud aberațiile astea, domnule, doamne, mă! Te răducule, ești gelos? Nu, domnișoara, exact. Nu, și când am fost în casă la băieții, am zis că tot eu rămân pe primul loc, dar dacă nu te vreau ce să faci, îi dă acolo la moară. Codruț nu-i dă. Ia, hai să lămărim situația. Deci, Alexandra, nu, dar tu trebuie să faci oricum. Crezi că Amira îl place pe Codruț sau este un plan? Dar nu ce-a nici alea. Dar ce place? Chiar crezi asta? Nu, doamna Cristina, e un plan făcut de ele ca să... În primul rând, nu știu de ce să declar asta. Din gală, probabil, au văzut că n-are cum. După ce a trimis băiatul respectiv florile, ce au zis? Hai, ca să facem și noi, dacă tot a primit Alexandra ceva, hai să mă întreb pe cineva. Dar înainte de gală știam așa poate. Înainte de gală știam că ei place de Codruț. Eu vorbesc ceea ce gândesc eu. Îmi pare rău, n-am de unde să știu când ați vorbit voi. Astăzi vă las să vă liniștiți și relaxați. Ne revedem mâine. Treabă-i. Noi și cei de acasă, cărora le urez pare rău, Codruț, nu se mai agită. De la ora 11 mâine ne vedem tot aici la Canal D. Cele 8 ore s-au încheiat. Băi, nu! Am rămas doar noi doi. Hai să ne certăm. Pisico! Fă! Ce faci?
Ajutor! Hai, Valea! Zici că ești... Zici că ești baterie de mașină! Valea! Bă, dar mie cine îmi deschide? Dar stau și aici. Radu! Ah! Gobe! Ce vreți, mâine? Close, frate! Bă, dar ce faceți aici? Vreau să ies! Deschideți ușa, că o dărâm! În apartament de a meu pe care l-am, nu o să ai tu 6 apartamente toată viața ta. Vrei să dăm unde asta? Atin, oprește-te cu asta, nu mai îmi da mie foc. Nu mai da nimic cu mine, nu mai da cu mine. Azorel, treci aici. Nu mai da cu mine. Azorel. Cu acolo, că acolo e locul tău, e scătelul ăsta și al Maria. Andrei! Hai să păr! Hai să păr! Paule, ia ta! Te-au și pe tine, când vorbești ăla de bani, nu mai intervii! Nu mai intervii! L-am zis și lor să încetezi! Stăteam fix așa și făcea o caterincă proastă de 2 lei, ce... Trebuie zis, m-am pucit spumele, lasă-mă! Stau de urmăritorii... Nafu, Andreea, ia-l și... Nu-mi place comportamentul tău, nu o să-mi placă niciodată nici de tine! Păi mesajele, nu, băi, tu te contrazici singură! Bă, cum căutați voi aici, mă, în afară de afirmare, ce căutați? Ce cauți tu aici, bă, că ai venit aici să pare cuplul! Ce zici tu pe aici, te ții după toate fetele! Dacă nu stai cum eu vezi că m-ai lovit.
Hai, hai, toată lumea în casă. Alerg pe aici ca să vă despart pe voi. Unde suntem? Unde? Pe nu știu unde se crede ea aici, așa, să ne spună. Pe site aici nu e site, dacă de asta avem. Bă, Caterinca, în continuare, râzi și o să ajungem unde trebuie. Haide, ieșiți, ca de obicei. Nu trebuie să te superi, Maria. Sunt lucruri reale. Făcute de iubitul tău. Nu dai, este de... Mama mea. Mama mea, dacă am pomenit așa ceva, lasă-mă în pace. De treabă. Hei, ce ai? Ce ai? Măi, Radu! Las-o! Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.